Dragii mei, am spus de multe ori asta și putem dovedi că alianța cu prețioșii de la Plus este cea mai mare greșeală pe care o putea face USR, singurul partid nou ce a reușit în istoria post-decembrie să se impună și mai ales să dăinuie unor alegeri importante. Am spus și putem dovedi că USR trebuia să nu fie un partid lacom, ci să promoveze pe Dan Barna, propriul lor președinte în fruntea listei la europarlamentare și, dacă nu vine Laura Codruța Kövesi, și chiar și la Cotroceni. Barna, până la urmă, este un tip decent, adică e stilat, e cumpănit, nu are figurile în cap ale domnului Cioloș, figuri datorate probabil alimentației vegane. Dar știți cum e aia cu cantina, când au apărut pozele alea cu ei mâncând la cantină carne, se-o spune zlumutul, ăștia toți din Plus sunt vegani, ceea ce e o opțiune alimentară foarte bună. Dar prezența lui Cioloș face ca USR să stagneze în sondaje. Și știm asta pe surse și din curtea PNL și a PSD. Că vă zic eu, PSD-iștii jubilează, fiindcă se plinește încă o dată sorocul prostiei dreptei, care, în loc să fie unită, își taie craca orgolului de sub picioare, în timp ce își taie și jugulara. Iar peneliștii jubilează, fiindcă Rareș Bogdan pur și simplu i-a tăiat maul și sonorul pe Facebook-ul lui Cioloș, și mai mult cu un Cioloș care, vă rog să mă scuzați că spun asta, minte, da? Dacă o să fie considerat de CNA o greșeală, vă spun că minte. Lună de lună asupra unui subiect și apoi e dat în vileag sau se dă singur în vileag. Sau cu un Cioloș care a ajuns să jignească pe Iohannis, făcându-l președinte fără soluții, ei, ăștia din PNL, nu mai trebuie să facă prea multe decât să deschidă brațele larg nemulțumiților de dreapta și indecișilor. Este o vorbă, ferește-te de omul însemnat, zice o veche sus. Superstiție, putem să zicem, de sorginte ortodoxă, eu aș zice, ferește-te de omul mincinos. Băi, adică, cum să fii atât de inadaptat politic, când de la tine sunt atâtea așteptări, să eviți subiecte de genul unde ați făcut armata, domnule Cioloș, când era de evidență cât o spirală ioghină, că Cioloș a făcut armata la securitate, fiindcă sunt proprietarul la 16 ziare locale, eu, un amărât de ziarist, în ultimele luni, peste tot unde a mers Cioloș în turneu electoral, i-am rugat pe colegii mei să pună aceeași întrebare. Unde ați făcut armata, domnule Cioloș? Chiar și în această emisiune v-am prezentat dovezi ale faptului că dumneavoastră s-a ferit să răspundă la întrebarea asta. Și de fiecare dată omul ăsta a ales să vorbească în zeflemea cu ziariștii, răspunzând arțăgos că nu e de interes public, că nu-și mai aduce aminte unde a făcut armata, mințind de fiecare dată. Mai apoi, la simpla șperlă, sau cum să-i spună, limbaj de cartier făcută de domnul Tăriceanu, care l-a acuzat că a făcut armata la securitate, Cioloș să-și piardă cumpătul. Asta a făcut, asta a făcut. Are acest defect de tocilar, sinecurist, că e sinecurist. Și să recunoască singur, dragii mei, că a făcut armata la securitate. Era atât de greu? Băi, trebuie să fii foarte tare slab politic și să faci asemenea greșeli, să întinzi rahatul minciunii pe o felie temporală tot mai largă. Păi, a fost minciună cu Vatra Românească. A fost minciună cu aia, cu Virgil Ardelean, unchiul său, care era și fost șef al serviciului secret 21 sfert. A fost minciună și făcutul de armată la SECU. Toate aceste minciuni au creat multă tensiune în USR, fiindcă USR e un partid de hipsteri serici, dar USR detestă minciuna. O sancționează. Și acum sunt puși în postura de a asista la distrugerea reputației USR din cauza lui Cioloș, care parcă nu se mai oprește din mințit, iar minciuna lui Cioloș miros a gaze sulfuroase și afectează scorul USR. Că nu degeaba sondajele arată o redirectare a voturilor din USR către PNL. Probabil cel mai tare îl doare pe domnul Cioloș în cot, de ce cred useriștii. Bă, vă zic eu de ce. Și-a făcut rost moca de o sinecură. O să fie europarlamentar, sigur. Va lua peste 12.000 de euro pe lună salariu și diurne din Parlamentul European în următorii 5 ani, nu odată. Așa că și știm sigur că doare în fund și de USR, pentru că avem semnale clare din teritoriu că unde merge domnul Cioloș nu prea se consultă cu membrii USR, ci numai cu aia de la Plus. Adică evită și sfidează pe useriști. Colac peste pupăză la un electorat de dreapta, isterizat de impotența opoziției, mai vine Cioloș și dă un șut în costum chiar lui Iohannis, jignindu-l incalificabil. Aproape că te gândești dacă nu cumva Cioloș o fi omul lui Dragnea sau lui Ponta, că îi admira acum vreo 2-3 ani fățiși. Chiar într-un interviu la ProTV. Atât e de eficace domnul Cioloș în a distruge munca USR, care s-a străduit mereu să fie un partid concentrat doar pe greșelile stângii. E, în raport cu mizeria asta penibilă făcută de doi tolomaci din Tineretul Liberal, v-am spus acum 3 săptămâni, care au împărțit afișe false, jignirea
lui Cioloș la adresa lui Iohannis e mai periculoasă și mai gravă, fiindcă vine din partea liderului listei la europarlamentară Alianței USR Plus. E, oricum, v-am spus, am văzut ce forță de mobilizare are USR Plus când la Cluj, acum vreo 3 săptămâni, aportul lor la meeting a fost fix, adică a fost așa 2000 de oameni. Și asta înseamnă ceva și mai nașpa, pentru că arată că USR se bazează mult prea mult pe Facebook și pe petițiile sau eventurile din alea făcute pe Facebook și confirmă prea puțin în teren. Dar semnul clar, zic eu, adică cu asta o să și închid intervenția mea, s-a văzut la Cluj când un USR care are cel mai bun branding din toate filialele la Cluj, cum să zic, nu s-a întâmplat niciun vibe, nu a mai fost nicio emoție și asta trebuie să ne dea de gândit sau să le dea de gândit celor din USR și domnului Barna, dacă nu cumva a fost o greșeală aducerea lui Cioloș în Alianță. Tu crezi că a fost o greșeală? Imensă. Victor Lungu, redactor șef Ziar de Cluj. Da, cred că lumea deja... Te cunoști, da, ești deja celebru. A fost să o greșeală? Ar fumuri ca să nu mă mai recunoască. A fost o greșeală imensă, dar noi am spus treaba asta tot timpul și am susținut-o. N-au, deci nu se amestecă, sunt două chestii total diferite. USR, care are oamenii săi, care lucrează foarte bine pe ce ai spus tu, petiții Facebook, dar mai ales pe eventuri. Și cel mai bun eventist, ca să spun așa, este Emanuel Ungureanu, mai care sunt și alții. Nu, bun mai este și inclusiv prietenul nostru Mihai Goțiu, am pus și niște ghilimele, dar eu recunosc valoarea acolo unde o văd, deci nu e o problemă. Și Mihai Goțiu este un foarte bun eventist. S-a rodat foarte mult în momentele în care s-a luptat eficient împotriva celor de la Gold Corporation. Deci știm foarte bine că se pricepe la mobilizat și la mobilizări. Ce mi-a plăcut, de exemplu, la Emanuel Ungureanu totdeauna a fost cum s-a ținut de subiect până la capăt. Până la capăt. Ca adevărat jurnalist, ceea ce a și fost. Dacă a luat tigrul de coadă, s-a dus cu el până la capăt, nu i-a dat drumul. Chiar și mâine o să aibă un eveniment important, așa că tot pe tema asta a spitalelor și a oamenilor care sunt falși în spitale. Vine Dacian Cioloș, despre care știm că n-a participat în viața vieții lui la un eveniment în care să urmează să fie ales. El a fost numit permanent și nu numai că a fost numit permanent, dar a avut și un traseu foarte ciudat în cariera sa politică. Noi putem oricând să afirmăm fără să greșim că până să fie tehnocrat a fost traseist. Chiar dacă un traseist tehnocrat, că nu pute, deci în afară de înscrierea ca membru în Vatra Românească și ca membru în PUNR, noi nu avem dovezi că ar fi fost înscris în PDL, dar a fost totuși consilierul și șeful de cabinet al lui Flutur. Da? După care Traian Băsescu este cel care l-a făcut comisar european, nu talentul și cu semnătura lui Ponta, până la și cu semnătura lui Ponta, bineînțeles. Care și mulțumește într-o intervenție făcută pe TV. Nu, că Ponta n-avea la ora respectivă niciun fel de aport. Ponta... Nu, mai târziu, scuză-mă, când a da, fost... Da, deci scuze, când a fost acolo a fost curat munca lui Traian Băsescu, care a știut cum să facă, și Traian Băsescu l-ar fi făcut și a doua oară comisar european pe Dacian Cioloș, dacă Dacian Cioloș, în oportunismul său, nu ar fi sărit atunci, în 2012 sau când s-a întâmplat treaba, în 2014, n-ar fi sărit brusc din barca PPE în barca PS-ului, da? A Partidului Socialist. Încercând să negocieze, încercând lucruri. Să negocieze lucruri și să devină el comisar nu european. Nu Prima Crețu, corect. Da. Așa a fost. Deci, și urmează setul de minciuni. Prima minciună, n-am fost membru. I s-au adus dovezi, nici în ziua de azi nu sunt închise discuțiile, pentru că domnia sa nu recunoaște apartenența, deși el este pe liste, el este acolo. După care, la Vatra Românească te referi? Da, la Vatra Românească și la Partidul România, nu, Partidul Unității Naționale a Românilor din Transilvania, știi că e un nume lung, care este partidul sau brațul politic al Vetrei Românești. Lumea trebuie să știe că Vatra Românească pornită din Ardeal este o chestie pornită ca contrapondere la UDMR sau la Pericolul Maghiar și este, a fost constituită de către vechi și securiști care se dădeau patrioți, dar naționalist-comunismul nu înseamnă patriotism, oricât ar dori ei să spună treaba asta. Naționalist-comunismul este naționalist
comunist sau naționalist socialist sau cum vreți voi, și naziștii erau la fel de patrioși ca și ăștia alții. N-a vrut să recunoască treaba asta, n-a vrut să recunoască că Virgil Ardelean, zis Vulpea, este unchiul lui. Cel mai longeviv șef al 21 sfert este unchiul său. A trebuit să-i se bată obrazul de către foști colegi de facultate. Bă, ți-aduce asta pitucă și ciorbică când erai tu la facultate, cum să nu recunoști? Cu jumătate de gură în final a recunoscut. Dar vezi tu, minciunile astea tot din patinaj în patinaj, știi că dacă le legi... Dar ce rezolvă că nu recunoaște niște evidențe? Adică, dar nu știm ce ascunde de mei, fapt. O să vă arătăm imediat. Deci, noi l-am întrebat de două ori noi, cel puțin din grupul nostru de media. Primarul l-a întrebat Răzvan Rubu de la Gazeta de Cluj, acum multe luni, trei luni. Dom'le, unde a să cubă armata? Adică nu era nimic grav în Da, dacă întinzi rahatul. Bun, deci, vine Tăriceanu... Eu trage rapid într-o campanie electorală cu o declarație și abia atunci, după trei luni de întrebări ai ziariștilor, doar la Tăriceanu îi răspunde domnul Cioloș, să vedem cum avem un carton cu declarația sa și spune Tăriceanu se folosește de orice simbol pentru a încerca să mai câștige capital politic. Nu știu cine-i simbolul. El se consideră simbol, domnul Cioloș. Pare că a descoperit acum niște secrete uluitoare care sunt, de fapt, lucruri pe care eu le-am spus public cu sinceritate. Niciodată care nu sinceritate? De altfel, faptul că cel care atacă pe astfel de subiecte cineva care a profitat din plin de regimul comunist arată cât de lipsit de simțul proporției a ajuns să fie domnul Tăriceanu. Să revenim la tinerețea mea. Iată cum are chef domnul Cioloș să revină. Cazul pomenit de Tăriceanu e un bun exemplu pentru cât de sinistru a fost regimul comunist și lumea în care trăiam. Am fost militar în temere, partizat la unitate militară care aparținea de Ministerul de Interne. De atunci se numeau trupele de securitate, cele care au devenit după Revoluția actuală jandarmerie. Adică, dacă erați foarte atenți și sper că ați fost, un bătrân ziarist pe nume Victor Lungu spunea exact același lucru acum 5 săptămâni. Nimic altceva. Misiunea noastră de militar în termen era să asigurăm paza la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizați a fost și supravegherea unei intersecții despre care am aflat mai târziu că era de fapt strada care ducea spre casa doamnei Cornea. Fraților, a spus și aici aminte, deci inclusiv... De ce zici că minte? Adică susține, deci, să te rog, afirmația. În primul rând, intersecția respectivă nu era de interes public, da? Că tu ești un jurnalist și știi zona. Deci, nu interes public. A doua, statui și piețe, cum declară, cum scrie el cu mânuța sa pe Facebook la moartea Doinei Cornea. Deci, dacă noi citim ce scrie la moartea Doinei Cornea, că a aflat ulterior, păi cum a aflat ulterior când el spune clar că a păzit poarta Doinei Cornea și nu intersecția și mai mult de atât spune am păzit-o, adică am urmărit-o în piețe și pe la statui să nu împrăștie manifeste. Păi hai, domnule, să fim până la capăt onești dacă tot începem să ne aducem aminte. Dar hai să spunem altceva. Virgil Ardeleanu a fost în miliția Ceaușiscă înainte de a fi în poliția revoluționară, ca să spun așa. Da? Din partea securității, Universitatea Babeș-Bolyai avea desemnat un ofițer care se ocupa de partea de securitate, informații, studenți străini, etc. Din partea miliției Cluj avea un alt ofițer, care este chiar Virgil Ardeleanu, care se ocupa de partea aia cu furturi, cu temirce, adică chestiile tâlhării, ce s-o mai fi întâmplând pe acolo, tulburarea ordinii și liniștii publice, etc. Și acum... te tot întreb, domnule, în Vatra Românească l-o fi dus unchiu? Bun, nu știm, nu am făcut niciodată legătura, putem să ne întrebăm. La securitate s-a cerut la unchiu ca să-l ducă să fie mai aproape de județul său. Eu am făcut armata în București, cum s-ar zice, și toți cei care erau, nu făceai armata în apropiere decât dacă aveai vreo pilă sau ceva. Deci nu se pune problema altfel. Nu este de blamat că a făcut armata la trupele de securitate miliție, așa le și spunea. Și dacă nu era de blamat, de ce nu recunoști nenea? Păi asta este, pentru că 99,99% dintre cei care erau repartizați să-și facă stagiu militar obligatoriu ca militar intern, erau puși aleatoriu. Numai cei care se cereau se duceau acolo. Bun. Fraților, dacă credeți că mințim, să vă spunem cu dovezi. Să vă arătăm cu dovezi că n-a recunoscut. Hai să vedem prima intervenție care a declanșat tot acest scandal, toată această nebunie.
Sunt două minute de filmare, dar urmăriți-l că vreau să vedeți și mimica domnului Cioloș de acum câteva luni, când pur și simplu, ca bărbat, bărbat, a uitat unde a făcut armata. Mai mult, a spus că nu este de interes public. Ia-uți, frate, în condițiile în care, fraților, frătaților, în campania electorală din Statele Unite, ăștia au luat și nu știu ce starletă porno, fostă gagică de lui Donald Trump la refec. Nu este de interes public unde ai făcut armata, domnule Cioloș? Ia să vedem. În primul rând, eu n-am făcut parte din niciun partid politic, nici din PUNR, nici din alt partid politic, înainte de a mă scrie în Plus și înainte de a fonda Mișcarea România Împreună, care din păcate n-a putut fi înregistrat, și apoi știți toată povestea cu Plus. Deci din niciun partid politic nu am făcut parte, am declarat-o deja, și orice poveste pe acest subiect e o speculație pe care trebuie să-și asume cel care o afirmă. Armata am făcut-o în Cluj și apartenența sau nu la vreun serviciu de informații am declarat-o foarte clar. Și invit pe cei care speculează lucrul acesta să facă exact ce am făcut eu. Și anume o declarație pe proprie răspundere că nu sunt pilotați de niciun serviciu de informație, că n-au fost membri ai securității, că n-au colaborat cu securitatea, că nu colaborează cu niciun serviciu de informații nici din țară și nici din străinătate, și după ce voi vedea această declarație semnată, putem discuta. Până atunci nu-mi pasă și nu dau doi bani pe acest gen de afirmații și sper ca toți românii care vor să știe adevărul să asculte lucrurile acestea. Dar mai țineți minte unitatea militară? Nu mai țin minte unitatea militară și nici nu văd de ce ar spune. Sunt informații care nu știu dacă sunt publice sau nu, n-am nimic de ascuns și nici nu o să intru în jocul acesta în care să caută să scormonească tot felul de idei și de speculații legate de ce am făcut și de ce n-am făcut. Cei care lansează pe la spate și care chiar finanțează și plătesc, și nu eu spun, au spus o anchete jurnalistice care au demonstrat lucrul acesta, care plătesc oameni care lansează astfel de speculații, aceia trebuie să vină și să dovedească în fața justiției dacă au călcat pe bec sau nu. Pentru că acolo, în zona aceea, o să găsiți sursa acestui gen de informații și mă aștept, evident, și la alte lucruri, dar să fie foarte clar, nu o să mă impresioneze deloc lucrul acesta. Am trecut de perioada asta în care să-mi fie teamă de genul acesta securistic de acțiune a celor de la PSD, care au moștenit, nu știu cât au moștenit din foști securiști, dar cu siguranță modul de acțiune l-au moștenit și îl vedem foarte clar atacând și justiția, atacând oameni care le deranjează jocurile pe care le fac în România de câteva decenii. Se cam termină jocul ăsta și noi vom contribui atât cât vom putea cu sprijinul românilor. Să-l arunce peste gard. Da, asta a fost prima lui minciună, procrastinare în vederea spunerii adevărului, nu? Că așa se zice. Cam amânăm așa să spunem adevărul. A doua minciună a fost la Hunedoara sau la Bistrița, a treia la Hunedoara și tot așa pe unde s-a dus el și aveam noi jurnaliștii noștri, l-am întrebat despre și cu privire la. Și totdeauna a spus că nu-i treaba noastră, că nu-și amintește, că e public, că e ăsta, e, uite-te, dintr-o dată și-a adus aminte. Dar între timp, noi am demonstrat acum 5 săptămâni faptul că am găsit acea declarație sa pe Facebook, da? În care deplângea trista soarta a morții Doinei Cornea, dizident anticomunistă, și se lega și el cumva de această soartă, spunând foarte clar, nu știu ce era în capul domniei sale, că i-a păzit poarta. Ciudat este faptul că, deși avea scris de un an de zile acest lucru pe Facebook-ul său, când a fost acuzat de către un fost coleg de-al său din Timișoara de acest lucru, a negat cu desăvârșire. Păi, tu scrii cu mânuța ta, faci țaca, țaca, țaca pe Facebook și scrii, și când ești acuzat public, negi. Da, este un lucru destul de ciudat pentru un politician care dorește vorba aia să fie o lumină, un exemplu, da, nu, un imbol de transparență. Și avem tot un breaking news, din păcate, dragii mei, acum câteva
zeci de minute a avut loc o tragedie aviatică, avem niște imagini, vă avertizez că nu sunt cele mai prietenoase, ba din contră sunt șocante. Facem această cuvenită precizare pentru că este vorba despre un avion care s-a prăbușit în Buzău. Din imagine pe care le vedem, se vede clar că a fost un impact foarte, foarte violent. Autoritățile din Buzău au intrat în alertă fiindcă au fost sesizate de un localnic din regiunea Nehoiu care a sunat și a anunțat că într-o zonă greu accesibilă s-au găsit bucăți dintr-un avion. Sunt doi, din nefericire, doi afaceriști care și-au găsit moartea în această tragedie aviatică. Unul este din Constanța, unul este din Cluj-Napoca. Cel din Constanța se numește Liviu Bucățică, așa cum ni s-a confirmat, și cel din Cluj este Mihai Covaciu, proprietarul unei firme de dezvoltare imobiliară care a făcut foarte, foarte multe blocuri la Cluj, dar și în zona Brașov-Râșnov. De precizat că în prealabil condițiile meteo au fost anunțate ca fiind nefavorabile în zona de nord a județului Buzău, chiar începând de marți seara. Iată, acestea sunt imaginile. Păcat, Dumnezeu să-i odihnească, păcat că s-a întâmplat așa ceva. Sunt mulți oameni de afaceri care circulă cu avioane, elicoptere, dar având în vedere și schimbările climatice de la mijlocul acestui an, poate că unii ar trebui să mai gândească. Mihai Covaciu este proprietarul unei companii de dezvoltare imobiliară care a prins foarte multe contracte în Cluj-Napoca. Se spunea că este din siajul primarului Emil Boc, din partea PNL sau un agreat al PNL. Asta a fost știrea. Mergem mai departe cu actualitatea noastră. Noi încă nu ne dăm seama dacă acest trage-împinge. Știți ce trage-împinge? Este un Nicolae Nosov. Parcă nu mai știu cine a scris o carte, doctorul la omă doare, și era un animal acolo trage împinge ca un fel de ied care, sau capră care avea două capete și unul trăgea hăi și unul cea. Nu ne dăm seama care este relația dintre domnul Liviu Dragnea și doamna Dăncilă. Cert este că pe surse ni se spune că ar fi certați, nu ne dăm seama dacă este o chestie de PR, dar totuși doamna Dăncilă insistă în continuare cu acest subiect care de fapt a murit un pic, dar nu e tehnic rezolvat, cu remanierea miniștrilor. Așa vrea dumneavoastră să se întâmple, nu prin Parlament, ci cu apanajul președintelui, și tot timpul ia peste nas. Lucrul ăsta pare să-l irite pe Dragnea, dar repet, încă nu știm despre ce e vorba. Hai să vedem ultimele update-uri din această informație. La ora la care discutăm, de fapt, trebuia să fiți la Sibiu. Știm foarte bine că nu dumneavoastră ați ales ca să nu fiți la Sibiu. Noi suntem mândri că sunteți la noi în orașul nostru Cluj. Totuși, ați comentat foarte multor colegi din presă acest eveniment. Cum îl comentați acum, când deja este în toi acel summit? Eu am văzut evenimentul de la Sibiu, summitul informal de la Sibiu, ca un eveniment de țară. Cu permisiunea dumneavoastră, doamna prim-ministru, aș schimba puțin registrul discuției noastre. Astăzi este ziua independenței statului Israel. Și dacă tot am ajuns la acest subiect și am avut aceste imagini, să remarcăm și faptul că TVR Cluj a reușit. Este o stație regională plătită din banii noștri, este un fel de extensie a TVR Național, să dea o nouă limbă în fund pesediștilor. Aici am spus de atâtea ori, avem un domn care se numește Romeo Coțiș, care este șeful TVR Cluj. Băi, de atâta mult, de multă vreme, cam ca și Isărescu. A prins miniștrii, a schimbat miniștrii, a schimbat premieri, a schimbat președinți. El e tot acolo. E puterea sindicatului, degeaba discutăm. Mai deci el Romeo a fost Coții șeful sindicalist. Păi da. Dar acești jurnaliști, scuzați-mă, acești sindicaliști. Da, ăștia au niște bugete, toacă niște bani și din când în când nu contează puterea. Dau niște limbi în fundulețe. În 2004 era foarte supărat pe mine, de exemplu. Tocmai câștigase Emil Boc președinția. În 2003 deja era președinte al Partidului Democrat încă și în 2004 câștigase primăria Cluj, da? Și Coutu era foarte supărat pe mine că, vezi, doamne, eu mi-aș fi dorit locul lui la șefia TV Cluj. TVR Dacă Cluj. Tu nu ești sinecurist, atât. Deci, mai mult de atât, am și explicat, ăsta este o funcție politică
Și eu dacă aș propune cuiva ceva, în niciun caz nu m-aș propune pe mine, aș propune-o ca troc politic, pentru că asta este troc politic. Aici la TVR Cluj, dragii mei, se practică un soi de combinație, nu știu cum să vă spun, de, între jurnalismul asumat și cum să numesc eu, interesele personale ale șefilor din din TVR, pentru că am arătat pe Ziar de Cluj, de exemplu, cum trimiteau în momente diferite din punct de vedere istoric a României același mesaj de interviuri, cei de la TVR Cluj, domnule Ponta, spuneau când era cazul, domnule Antonescu, spunea domnul Căuții când era cazul. Da? Acest domn care tocmai a intervievat, puteți să ziceți că este despre Breazlă că atacăm, nu știu dacă atacăm Breazlă, dar eu vă spun că acești oameni câștigă salarii foarte mari din bani publici, că fac jurnalist zero, îmi permis să zic asta, jurnalist zero, adică nu, ăsta nu e jurnalist, ce fac, ce se întâmplă la TVR Cluj este nimic, nimic cu pământului, dar că cu siguranță au mare aptitudini de relații publice, pentru că într-un fel sau altul nimeni nu reușește să-i dea afară. Asta e. Păi nu reușește pentru că ei știu foarte bine ce să facă. Ce? Să se muleze pe situație. Păi, am voie să zic treaba asta? Nu. Da. N-ai voie. Deci te-am întrebat voie. Doar. N-ai voie. Da, deci n-am voie. Ei. Deci, dar pot să zic, se mulează foarte bine pe situație. Se super mulează pe situație. Avem o veste foarte interesantă într-o Românie care pare mai degrabă conservatoare și asupra subiectului avortului și asupra subiectului LGBT, LGBT și asupra subiectului, nu știu, de exemplu, drogurilor. Astăzi, Sorina Pinta a anunțat, nu cu jumătate de gură, ci chiar a asumat, că până la finalul lui 2019 vom avea o lege care să instituie, practic, legalitatea cannabisului medicinal. Da? Un drog. Sunt particularități în ceea ce vă spun eu. Nu vă gândiți că o să vă treziți cu oameni cu marihuana pe stradă, fumând lejer. Este vorba de anumiți compuși din cannabis, cabionioide, care vor fi folosite în scop terapeutic și recomandate, de exemplu, de neurochirurgi, de exemplu, de probabil psihologi sau psihiatri, de exemplu, de anesteziști, în afecțiuni precum depresia sau cancerul. O măsură, nu știu dacă binevenită, că aici este foarte complex subiectul și de discutat, dar o măsură aplicată deja în foarte, foarte multe țări. Haideți să vedem știrea de la redacția NCN. Până la sfârșitul acestui an, cannabisul în scop medicinal va intra în legalitate. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Sorina Pintea, care spune că săptămâna viitoare vor fi continuate discuțiile pe această temă. Va fi a doua întâlnire a comisiei ce dezbate acest subiect. Vom analiza astfel încât până la sfârșitul anului să putem introduce utilizarea cannabisului în scop medicinal, a unui compus, cannabidiolul. Pe această zonă avem studii. Deocamdată alți compuși nu putem să introducem pentru că nu există studii clinice în acest sens sau există studii care nu sunt foarte concludente. Subiectul legalizării cannabisului în scop medicinal a ajuns în atenția publică în luna martie. Atunci, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat în Parlament existența unei comisii a Ministerului Sănătății ce dezbate legalizarea folosirii acestui drog ușor în diverse cazuri medicale. Acum intră liber. Dragii mei, trebuie să vă mai... Cine n-are bătrân să-și cumpere? Deci asta e adevărul. Că să nu credeți că îmi face foarte mare plăcere să îl am pe Victor Lungu, redactor șef la Ziua de Cluj, aici cu mine. Se vagă peste mine în discuție, mă contrazice, nu zice ca mine, în fine. Dar uite că din când în când este și folositor societății și jurnalismului, pentru că în pauza asta ne spunea, aducându-și aminte din Evu Mediu, din memoria sa de elefant, că domnul, adică fiul Sorinei Pintea, a fost condamnat puțin pentru trafic de droguri la 6 ani de închisoare cu executare în 2012, ceea ce poate să însemne că doamna are o viziune un pic mai largă asupra subiectului, deci, și are și experiență în acest subiect. Trebuie să fie mai laxă, pentru că probabil copilul a fost condamnat pentru niște cannabis sau cine știe ce folosea el pe acolo. Noi ce știm... folosea?
în scopuri terapeutice, știi, că dacă se dă și pentru oameni care zic că nu sunt normale, adică pe examen neurologic. Păi spune, uite că acum citesc că Ionuț Pinta, fiul Sorinei Pinta, a fost cercetat potrivit documentelor când a fost reținut în 2010 în timp ce încerca să-i vândă droguri unui polițist sub acoperire. Asupra lui fiului doamnei Pintea, da, s-a mai găsit și un pistol cu aer comprimat, undeva la 2600 de euro, vreo 5000 de folii, deci nu era chiar consumică, nu era, era chiar trafică. Da, păi de-aia și pedeapsa de câți ani, 8 ani cu executare, e mare pedeapsa, atunci e pentru trafic. Da. Da, nu-i ca băieții ăia care fac antolduri și ăsta și care consumau și ei câte o foiță, dar văd că au scăpat cu toții și nimeni nu mai spune nimic despre ei. În discuția cu Doina Pană, cea ministra otrăvită de Cumercur, la sugestia ei se pare că în urma unui complot, dacă este vorba despre asta, cu a unei companii Schweihofer, a fost otrăvită cu mercur, mâncare cu mercur, alterată cu mercur. Astăzi avem niște reacții foarte interesante de la șeful DICOT. Ia să vedem ce spune dumnealui despre toate astea. Șeful DICOT, Felix Bănila, anunță că a fost începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat și tentativă de omor după plângerea fostului ministru Doina Pană că ar fi fost intoxicată cu mercur. Urmărirea penală la acest moment se desfășoară in rem. Nu avem niciun suspect, dar însă în cauză au fost audiate multe persoane, s-a dispus și s-a efectuat și un raport de expertiză medico-legală. Sunt mai multe versiuni de anchetă pe care procurorul de caz le analizează, dar la momentul acesta nu putem face public că prea multe amănunte. Într-un interviu acordat recent pentru NCN, fostul ministru al apelor și pădurilor, Doina Pană, a declarat că ar fi fost intoxicată cu mercur în toamna lui 2018, pe vremea când era în funcție. Prin luna noiembrie am început să mă simt foarte rău. Am mers la medic, inima deja era foarte, foarte afectată. Am făcut tratament, m-au văzut mai mulți specialiști, am făcut tratament și eu mă simțeam tot mai rău. Și m-a ajutat Bunul Dumnezeu până într-un final, pentru că dându-mi seama că nu mai au ce analize să-mi facă și ce medicație să-mi schimbe, m-a trimis la toxicologie și am făcut analize pentru metale grele. Și a reieșit o concentrație mare de mercur. Fostul ministru este convins că asta s-a întâmplat din cauza măsurilor pe care le-a luat în acea vreme. În calitate de ministru la păduri, și în primul mandat și în al doilea, eu am niște măsuri care au deranjat foarte, foarte tare. În sensul să cam termine cu tăierile ilegale de arbori. Asta a costat sume uriașe pe cei care practicau acest lucru. De exemplu, numai măsura pe care am luat-o în codul Silvic legat de monopol a costat firma Schweihofer 150 de milioane de euro pe an. Am știut că nu mă iubesc, era firesc să nu mă iubească. Am văzut că încercau să mă discrediteze în toate modurile, dar nu m-am așteptat niciodată să ajungă atât de departe. Doina Pană a demisionat din guvernul Mihai Tudose la începutul lui ianuarie 2018. Deci, e dosar sau nu e dosar? E cercetare sau nu e cercetare, Monșer? E cercetare sau nu e cercetare? Eu de unde să știu? Că n-am înțeles mare lucru din toată afacerea pe care a bălmăjit-o domnul la tribună. Măcar trăiesc satisfacția personală de prieten. Câteodată Victor Lungu nu are dreptate. El băga tronful pe aici, pe emisiune, cu domnul Mazăre. Când o să vină? Dar ce, l-ai văzut? L-ai văzut venind? Nu, dar o să vină luni. Ce? Da, înseamnă că cineva s-a îndrăgostit de hotelul lui și o să îl ia. N-am avut, domnule. Asta este cu previziunea ta bătrânească. Uite că s-au mișcat lucrurile. Uite că statul Madagascare sau Malgaș a luat măsuri. Bă, a venit ministrul justiției și a spus chestii interesante. Deci, domnule, mi-e frică, există riscul ca domnul Mazăre să-i corupă și pe ăștia de aici. Nu, o zis în felul următor, că cererea, adică fapta pentru care este condamnat nu există în cererile de azil pe care le acordă ei. Drept pentru care penal, adică și nu este, se referă neapărat la un azil. Da, și când e vorba de 9 ani de închisoare cu executare definitiv și irrevocabil, te gândești foarte bine dacă mai păstrezi sau nu mai păstrezi. În cazul Mazăre n-au prea apărut mari șmecherii de genul procurorul Portocală, ca măcar precum un cetățean
informat. Să-ți poți da cu părerea. Uite, bă, ce a zis Portocal, uite ce a făcut acolo. Da? Acolo te poți gândi, bă, Sebi Ghiță, cu toate pe care le are, poate că la el s-ar impune un azil deci, politic, dar la Mazăre n-a prea apărut nimic de genul. Deci cu Radu Mazăre, odată ar trebui să facem o discuție mai amplă, de vreo 5-10 minute, în care să povestim oamenilor această carieră foarte interesantă în politica românească. Acest fost jurnalist la Observator Constanțean, sau cum îi zicea, care avea pe atunci o firmă de distribuire a presei împreună cu Nicușor Constantinescu și care, până să-i preia convenția democratică și să-i bage în pita parlamentară și a politicii, țepuiau cu nerușinare toată presa locală din România. Deci vorbesc cu foarte mare responsabilitate pentru că să fac parte dintre țepuiții de către Radu Mazăre pe firmele pe care le-am avut atunci, le-am deținut. De distribuție de presă, nu? Noi aveam ziare, dădeam integrame și alte minuni la vânzare și ei ne țepuiau cu cea mai mare veselie. Deci se ducea omul nostru să recupereze banul și râdea Nicușor Constantinescu în nas cu o plăcere deosebită. Bun, hai să vedem despre ce e vorba în propoziție. Ce s-a schimbat de ieri până astăzi în situația domnului Mazăre? De-aia am și dat titlul ăsta, luni, România importă Mazăre de Madagascar. Ministrul interimar al Justiției, Ana Bircea, a anunțat astăzi că autoritățile din Madagascar au admis cererea de extradare a lui Radu Mazăre și că acesta va fi adus în România. Ministerul Justiției a fost sesizat și informat oficial astăzi, 14.05.2019, ora 17:19, de către Biroul Național Interpol, că procedura de extradare a lui Ștefan Radu Mazăre a fost admisă de către autoritățile din Republica Madagascar. Din acest moment sunt puse în aplicare, în regim de urgență, dispozițiile privind preluarea din Republica Madagascar a lui Radu Ștefan Mazăre, sub escortă de către autoritățile competente din România. Declarația oficialului român vine după ce și ministrul Justiției din Madagascar a afirmat, citat de presa din această țară, că Radu Mazăre va fi extradat în România. Presa din Madagascar scrie că Radu Mazăre, aflat în a șaptea zi de arest într-o secție de poliție, a fost informat că urmează să fie extradat. Fostul primar al Constanței are de executat o condamnare definitivă de 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje și faleze din Mamaia. Bun, e clar că, sau e clar, bă, e foarte clar că această aducere a lui Mazăre, dar cui protest, cui servește această șmecherie? Păi, lui Iohannis sau lui Dragnea? Eu zic că lui Americanilor sau eu zic că lui Dragnea. Cu rezist, deci cu justiția. Păi, e bună pentru justiție. Nimeni nu mai poate să zică că justiția nu își vede de cursul ei. Dar în este sub ani, PSD. Victor, ești mai bătrân. Este în sub PSD. Este cu Caidu, da. Cu gagicile. Ok. A trăit bine. Dar el a fugit, face... el a fugit pe vremea când prim-ministru era un domn numit Victor Ponta. Așa e, dar n-are nicio legătură. Cum n-are nicio legătură? Are. Amica lui Victor Ponta. A muncit pentru Victor Ponta. A sfârmat lanțuri. A venit cu... Și pentru Năstase și pentru PSD. Pentru Năstase mai puțin, crede-mă. Victor, dar nu putea fi adus acum 6 luni? Păi, cred că nu erau întrunite condițiile și nu-i mai bine să aduci un om în timpul campaniei electorale. Bine, asta mai uite lumea de foame. Da, eu totdeauna am plătit. Parcă s-ar fi pe cel puțin apoi. Așa spune ea de la Newsweek România, nu? Că suntem plătiți de PSD-și. Deci, și când domnul, un domn sau altul dă câte un link, nu pune alt link decât la materialul ăla, că suntem plătiți de PSD-și. De ce să nu recunoaște? Uite. Continuă protestele în penitenciare. Vă invităm să vedem împreună noi detalii despre lucrul ăsta și să discutăm puțin despre acest subiect puțin băgat în seamă de presa națională. Rușine! Proteste la penitenciarele din Deva, Jilava, Aiud și Rahova. Sute de gardieni au ieșit în stradă de 2 zile nemulțumiți de condițiile de muncă. Printre altele, oamenii cer adoptarea statutului polițistului de penitenciar și plata orelor suplimentare. Protestăm pentru lipsa guvernului de a acorda
sume bugetare și pentru sistemul penitenciar. Protestăm pentru drepturile noastre în ceea ce privește orele suplimentare care sunt neplătite. Avem la nivel de sistem peste 1 milion de ore suplimentare neplătite. Protestăm pentru voucherele de vacanță, pentru drepturile noastre de a pleca în vacanță. În situația în care demersurile noastre nu vor avea efectul scontat, am venit și noi cu o soluție. Sperăm să nu fim nevoiți să o aplicăm, dar în ultima instanță avem soluția. Liderii de sindicat susțin că au ajuns să apeleze la soluții extreme în ceea ce privește organizarea muncii în penitenciare, totul din cauza nepăsării autorităților. Am ajuns să facem pază cu deținuții și nu este normal. Am ajuns să intrăm în serviciu la jumătate din numărul necesar de oameni. Drept pentru care colegii au ales o formă extremă de protest. Astăzi n-au mai intrat în serviciu. Ministrul interimar al justiției a invitat sindicatele la dialog pentru a găsi o soluție rapidă. Dintr-o dată a apărut interesul. Am vorbit, la momentul ăsta nu suntem decât în stadiu de a așeza pe hârtie niște probleme de care guvernanții au cunoștință de chiar de luni bune, ca să nu spun că de fapt nu cerem Doamnei decât să aplice legea. Ori lucrul ăsta s-a formalizat printr-o hârtie în care vom încerca să identificăm soluții. Nu, soluțiile trebuiau să existe. Angajații din penitenciare amenință cu proteste în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, până când își vor primi drepturile. În plus, ei pregătesc și un meeting în Piața Victoriei în luna iunie, la care sunt așteptate 3.000 de persoane. Foarte duios, foarte emoționant. 1. Demisia cui? 2. Când vin șmenarii și își bagă în interior telefoane mobile, lițe, acebrice, carice, când se dă șpagă pentru tot felul de privilegii, ei unde sunt? 3. De ce protestezi pentru statutul polițistului de penitenciar după 30 de ani de la Revoluție? Mă ajuți rapid cu întrebările astea, că nu mai avem mult din emisiune? Păi habar n-am împotriva cui protestează, cui cereau demisia. Cine să-și dea, mă, demisia? Ministrul Justiției? Cine să-și dea? Habar nu am, dar probabil cineva trebuie să-și dea demisia. O să aflăm între timp cine o să trebuiască să-și dea demisia. 30 de ani au trecut de la Revoluție. Ei erau gardieni. Eu am lucrat înainte de Revoluție cu deținuți și cu gardieni, pentru că lucram în construcții și am avut destui aduși la muncă acolo. Și vreau să spun că acești băieți, sper că nu mai sunt ca cei de acum 32 de ani. Eram în Piața Cipariu, cei care cunosc Clujul știu foarte bine, și unul mă întreba unde este tribunalul. Eu i-am arătat că se vede, da? E la 200 de metri de Piața Cipariu și a zis, nu vreți să veniți cu mine să nu mă rătăcesc. Deci, na, în fine, urât din partea mea că mi-aduc aminte chestii de genul ăsta. Dacă tot ne aducem aminte de asta, hai să închidem încă o dată cu ce nu și-aduce aminte. N-a vrut să-și aducă aminte timp de 3 luni. Domnul Dacian Cioloș nu a vrut să-și aducă aminte unde a făcut armata. N-a știut, a uitat, a luat între timp niște lecitină și abia recent... Cred că era rușine de faza cu miliție, pentru că corect se zicea securitate, miliție. Luna a admis că a făcut armata la securitate. Hai să vedem încă o dată momentul când nu și-a adus aminte. O seară bună tuturor! În primul rând, eu n-am făcut parte din niciun partid politic, nici din PNR, nici din alt partid politic, înainte de a mă înscrie în Plus și înainte de a fonda Mișcarea România Împreună, care din păcate n-a putut fi înregistrat, și apoi știți toată povestea cu Plus. Deci din niciun partid politic nu am făcut parte, am declarat-o deja, și orice poveste pe acest subiect e o speculație pe care trebuie să-și asume cel care o afirmă. Armata am făcut-o în Cluj și apartenența sau nu la vreun serviciu de informații am declarat-o foarte clar. Și invit pe cei care speculează lucrul acesta să facă exact ce am făcut eu. Și anume o declarație pe proprie răspundere că nu sunt pilotați de niciun serviciu de informații, că n-au fost membri ai securității, că n-au colaborat cu securitatea, că nu colaborează cu niciun serviciu de informații nici din țară și nici din străinătate, și după ce voi vedea această declarație semnată, putem discuta. Până atunci nu-mi pasă și nu dau 2 bani pe acest gen de afirmații și sper ca toți
românii care vor să știe adevărul să asculte lucrurile acestea. Da, mai țin minte unitatea militară? Nu mai țin minte unitatea militară și nici nu văd de ce ar spune. Sunt informații care nu știu dacă sunt publice sau nu. N-am nimic de ascuns și nici nu o să intru în jocul acesta în care să caută să se scormonească tot felul de idei și de speculații legate de ce am făcut și de ce n-am făcut. Cei care lansează pe la spate și care chiar finanțează și plătesc, și nu eu spun, au spus-o anchete jurnalistice care au demonstrat lucrul acesta, care plătesc oameni care lansează astfel de speculații, aceia trebuie să vină și să dovedească în fața justiției dacă au călcat pe bec sau nu. Pentru că acolo, în zona aceea, o să găsiți sursa acestui gen de informații și mă aștept, evident, și la alte lucruri, dar să fie foarte clar, nu o să mă impresioneze deloc lucrurile acestea. Am trecut de perioada asta în care să-mi fie teamă de genul acesta securistic de acțiune a celor de la PSD, care au moștenit, nu știu cât au moștenit din foști securiști, dar cu siguranță modul de acțiune l-au moștenit și îl vedem foarte clar atacând și justiția, atacând oameni care le deranjează jocurile pe care le fac în România de câteva decenii. Să cam termină jocul ăsta și noi vom contribui atât cât vom putea cu sprijinul românilor.